Emisiunea Lumina prezintă rubrica Candidați Incomodați. Plus la asta eu mă gândesc alte probleme mai grave. Noi avem ziua, soare așa frumos în oraș, uscat bine, 50 de accidente pe zi. 50 de accidente pe zi în condiții absolut strane. Oamenii nu știu pe unde se grăbesc, nu cedează să scoatem Wi-Fi din telefoane. Nu știu care e. Deci e o problemă de cultura condusului. Când le-am spus colegilor din Finlanda că noi avem un asemenea număr de accidente, ei s-au speriat pentru că la ei acolo sunt condiții grele. Zăpadă, vânt, ploaie, mai mult de jumătate de an iarnă și ei n-au așa ceva. Și plus la asta pietoni, 10 pietoni pe săptămână loviți pe trecerile de pietoni. Dar pe unde se meargă pietonii dacă ei sunt loviți pe trecerile de pietoni? Să zboare, să-și ia aripi, să ce? Deci sunt niște probleme mai grave chiar decât pur și simplu mutarea obstacolelor de la pietonală. Dar ne civilizăm, eu sper treptat. De asta mai trebuie un mandat, pai mai vedem. Am înțeles. De asta mai trebuie un mandat, pai mai vedem. De asta mai trebuie un mandat, pai mai vedem. Aaa, încă un mandat? Da, huli, nu văd motive ca să nu. N-ați și două, n-ați și trei, tu numai treabă să faci. Dorin Dorinaș, mare primar de oraș, mare activist, tânăr anticomunist, tu știi cât de mult eu te respect. Tu știi cât de mult eu îți doresc pe frunte să-ți apară linii galbene, la fel cum ai desenat tu piste pentru bicicliști în Chișinău. Când ai timp liber, de-am salutat pe Gheamișa, treci pe la birou, dai un pupic pe tâmplă Alini Zotea și spune-te rog un lucru, cum e corect? Mandat de primar sau primar de mandat? Tu, cu siguranță, trebuie să știi răspunsul la această întrebare.